Astăzi Nicoleta vă prezintă un exercițiu pentru brațe, un exercițiu pentru biceps, exercițiu care mai mult pentru băieți ar fi recomandat, dar și fetele câteodată au nevoie să mai îmbunătă. Să vadă o frumoasă definire a brațelor. Să se vadă că s-a întărit puțin brațul, că există tonus în acea zonă. Diferența este în mărimea greutăților. Vreți să tonifiați, folosiți greutăți mici cu care puteți să faceți peste 15 repetări. Dacă vreți să măriți zona, în cazul băieților, folosiți greutăți cât mai mari cu care puteți să faceți maxim 7 repetări. 4 serii a 7 sau peste 15 repetări în funcție de scopul propus, cu pauzele de 2 minute între ele. Fiți atenți la următoarea răsucire și o să o arăt eu pentru că se vede mai bine pe o musculatură mai dezvoltată. Da, i-am furat pâinea Nicoletei. Deci trebuie să răsuciți gantera pe parcurs. De ce? Uitați-vă puțin la mușchi ce se întâmplă în momentul în care mușchiul este răsucit. Deci palma, dacă este așa, dacă am executat tot timpul cu brațul așa, nu s-ar obține contracție maximă a bicepsului. Dacă răsucim în partea de sus bicepsul, gantera, se produce o contracție mai bună a bicepsului. Deci pe parcurs trebuie să faceți o mișcare de supinație, se numește, în termeni tehnici, care să ducă la o contracție mai bună a bicepsului. Ia să vedem cum face Nicoleta acest exercițiu. Mișcarea trebuie să fie amplă, se îndreaptă bine brațul, până mai este ridicat celălalt. Și nu uitați de răsucire. Aceasta a fost emisiunea de astăzi și exercițiul prezentat de Nicoleta. Urmăriți-ne și mâine pentru că Nicoleta vine cu un alt exercițiu. La revedere! Pa!